discutăm în momentele următoare despre acest subiect împreună cu domnul Marius Humelnicu, deputat din partea Partidului Social Democrat. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Și de asemenea, domnul Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție. Bună dimineața, cu drag. Domnule Fenechiu, încep cu dumneavoastră. Cum de v-ați întors iar la acești candidați, Gabriela Firea și Sebastian Burduja? Suntem practic într-un cerc care pare că nu se mai termină. Am revenit de acolo de unde spuneam că plecăm, nu-i așa? Și vreau să vă citesc și o declarație ce spunea Marcel Ciolacu la sfârșitul lunii februarie. Citez: dacă eram așa tot știutor, nu mai făceam sondaje. Din punctul meu de vedere, dacă PSD vine cu Firea, PNL cu Burduja, fiecare ne susține în candidatul în acel moment. Statistic vorbind, primarul în funcție are cele mai multe șanse. Și eu cred că ar fi o catastrofă ca Nicușor Dan să continue la primărie. Am încheiat citatul. Domnule Fenechiu, iată, dacă veniți cu domnul Burduja, câștigă Nicușor Dan. O spunea domnul Ciolacu. Ce s-a schimbat? Vedeți dumneavoastră, politica este o activitate socială vie. Nu întotdeauna rațiunile care justifică un anumit tip de decizie se adeveresc în timp. Decizia coaliției a fost să vină cu un candidat independent, cu un candidat care să obțină voturile ambelor partide și care să câștige primăria generală a Capitalei. Sondajele de opinie au arătat că cele două partide obțin un procent semnificativ mai mare decât candidatul independent. Și atunci, lăsând la o parte discuțiile despre motivul pentru care doctorul Cârstoiu nu reușea să ajungă în zona procentelor celor două partide, că e vorba de integritate, că e vorba de faptul că domnia sa nu a fost atât de familiarizat cu viața politică, că e vorba de faptul că e independent, în momentul ăla coaliția a trebuit să ia o decizie. Urmarea constatării că totuși bucureștenii votează cele două partide și că procentul celor două partide în situația unor candidați care să fie branduiți de partid și care să fie locomotive pentru partidele lor, punctajele, procentele vor fi mai mari, s-a revenit la decizia anterioară și astfel președintele PNL București Sebastian Burduja și președintele PSD București doamna Gabriela Firea au fost desemnați ca să fie candidați. Deci este vorba de constatarea împrejurării că premizele de la care s-a pornit nu au fost validate de practică, de evoluțiile ulterioare. Și să știți un lucru: când iei o decizie în politică, se poate întâmpla ca ea să nu producă efectele pe care le-ai constatat. Domnule Humelnicu, este al doilea eșec major după Ramona Chiria, candidat independent, susținut în comun, nu-i așa, pentru alegerile europarlamentare și a schimbat acolo, o femeie independentă s-a transformat în domnul Mihai Tudose. În ceea ce privește alegerile locale pentru capitală, la fel, aveați un candidat independent, domnul Cârstoiu, ați renunțat, vin doamna Firea și domnul Burduja și mai vrea domnul Ciolacu și o discuție cu domnul Piedone, face un apel să ne așezăm la masă. Adică îl vrea să-l convingă sau ce vrea să ne transmită domnul Ciolacu? Să-l convingă pe domnul Piedone să renunțe ca să câștige doamna Firea? Nu înțelegem. Explicați-ne. Suntem într-o dinamică și când sondajele au arătat, au momentat că dacă avem un candidat al Partidului Social Democrat, cei din Partidul Național Liberal nu îl vor vota și dacă avem un candidat comun din partea Partidului Național Liberal, cei din Partidul Social Democrat nu îl votau, atunci am spus să avem un candidat comun. Dinamica ne arată că ar trebui sau votul bucureștenilor arată că ar trebui să avem un om asumat. Și atunci în coaliție s-a hotărât ca fiecare președinte de organizație, vorbind de București, Gabriela Firea de la Partidul Social Democrat și domnul Burduja de la Partidul Național Liberal, să-și asume această candidatură. Chiar dacă este puțin târzie, credem că putem atât noi cât și Partidul Național Liberal să ne mobilizăm astfel încât să câștigăm aceste alegeri. Din punct de vedere al legat de domnul Piedone, am spus de fiecare dată faptul că am fost alături de domnul Piedone și nu numai noi ca Partid Social Democrat și într-adevăr a trebuit și dânsul să fie alături de Partid Social Democrat, pentru că dacă va candida și dânsul, cu siguranță voturile, dacă vreți, pe centru stânga vor fi divizate
și credem că Bucureștiul are nevoie de un alt fel de primar cu viziune, cu o echipă în spate, astfel încât să avem o legătură atât cu guvernul, cu fondurile europene, ce înseamnă alegerile europarlamentare, cât și cu primarii de sectoare. Mai remarcăm... Dezvoltarea Bucureștii doar așa se va face, cu primar general, cu primarii de sectoare și cu un guvern alături de București. Mai remarc, domnule Humelnicu, faptul că domnul Ciolacu ieri, la lansarea candidaturii primarului, la lansarea candidaturii domnului Rareș Hopinca pentru primăria sectorului 2, am remarcat un nou atac al domnului Ciolacu la adresa Gabrielei Firea, fără să fie întrebat de nimeni, de niciun jurnalist. Domnul Ciolacu spune în fața ziariștilor, Gabriela Firea n-a avut nicio legătură cu Zilele Groazei. Mai spune că are încredere în ea, deci dacă n-a adus nimeni vorba despre acest scandal, de ce a simțit domnul Ciolacu din nou nevoia să menționeze? Da, nu este un atac. Eu am fost și eu am fost prezent la domnul Rareș, lansarea domnului Rareș Hopinca la sectorul 2. Nu a fost un atac, a fost poate... A spune acest lucru înainte de a fi întrebat de către jurnaliști. Credem și avem și toți știm, toți bucureștenii știu că nu a avut nicio treabă doamna Gabriela Firea, cunoscând-o ca femeie, cunoscând-o ca om, dar faptul că trebuie să fim mai atenți noi cei ce suntem de jur împrejurul doamnei primar și doamnei senator de echipa pe care o cu echipa pe care o înconjurăm, pentru că vedeți dumneavoastră, după toate evenimentele acestea, eu personal mi-am întrebat fiecare angajat de-al meu ce face în timpul liber, nu cât este cu mine. Da? Și bun, cred, foarte scurt și de la domnul Fenechiu... Încă ceva vreau să spun. Cred că dacă vorbim de viitorul nostru, al copiilor noștri, cred că o mamă, o doamnă va fi binevenită în... și vorbim de egalitate de șanse în a fi primarul. Bun, 10 secunde, domnule Fenechiu, concluzii, pentru că trebuie să luăm pauză de publicitate. Concluziile sunt două. Prima, că nu este un eșec al partidelor care susțin candidați independenți, ci este un eșec al candidaților independenți de a obține voturile partidelor. Așa s-a întâmplat și la europarlamentare cu doamna Ramona Chiriac și la... Mulțumesc, domnule Fenechiu. Nu mai avem timp, din păcate. Lider al senatorilor din partea Partidului Național Liberal. Nu este un eșec al partidelor, spun cei doi reprezentanți ai coaliției.